fost parlamentar face dezvăluiri fără precedent. De ce nu ar mai candida Klaus Iohannis pentru un nou mandat? Noi nu suntem în stare. Un fost parlamentar face afirmații incredibile. Acesta susține ce are informații conform cărora Klaus Iohannis nu va mai candida la un nou mandat pentru Palatul Cotroceni în 2019. Patronul Stelei, Gigi Becali, spune că Iohannis ar avea interdicție din partea americanilor, sublinierei ce sunt alți trei oameni importanti care vor candida la presubliniere din CE. Mai mult, Becali atacă dur actualele partide parlamentare. Cu cine să ne conducem noi? Cu avocații care ne toarn? Se conducem cu copiii baronilor locali? E una care pune mini subliniere tri, o picipoanca. Un americanii conductor care se conduc România ce altfel vai de capul nostru. Noi punem coardele noastre de 23 la 24 de ani în Senat, sublinierei în Camera Deputaților. Las se pun americanii sublinierei în Parlament, sublinierei la presubliniere din ce noi nu suntem în stare. Klaus Iohannis nu mai candidează. Nu-l mai lasă americanii. Vor fi trei candidați importanți care se vor bate, dar americanii rezolv totul, a dezvăluit Becali în direct la România TV.